Angajații Serviciului de Permise Auto au descoperit un carnet de conducere fals. Permisul figura ca fiind eliberat de autoritățile slovace și se afla în posesia unui maramureșan care a vrut să-l preschimbe cu unul românesc. La ghișeul Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Vehiculelor s-a prezentat un cetățean domiciliat în localitatea Săpânța. Bărbatul a depus o cerere de preschimbare a unui permis de conducere obținut în Republica Slovacia. La ghișeul Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatricularea Autovehiculelor Maramure s-a prezentat un cetățean care a solicitat preschimbarea unui permis de conducere eliberat de autoritățile de resort din Republica Slovacă cu unul similar românesc. S-au preluat toate documentele, acestea corespundeau, s-a luat și imaginea cetățeanului, pentru că știți că mai nou acestea sunt eliberate la nivel central, permisele europene. În momentul în care au ajuns la verificările dosarului la conducere, a fost o suspiciune cu privire la aplicarea ștampilei pe actul emis de autoritățile slovene. Existând aceste suspiciuni, autoritățile maramureșene au luat legătura cu ambasada Slovaciei la București. Nu mare le-a fost mirarea când bănuielile lor s-au confirmat. Răspunsul primit de acolo este că permisul este fals, urmând a fi făcute în continuare demersurile la nivelul poliției pentru controlarea cercetărilor sub aspectul infracțiunii de fals și uz de fals în înscrisuri împotriva cetățeanului din localitatea Săpânța. Din păcate, asemenea cazuri nu sunt singulare. Autoritățile se confruntă cu tot felul de situații în care ingeniozitatea celor care eludează legea nu are margini.